Ăsta e un desert foarte bun pentru că îl puteți face înainte și nu aveți, n-aveți grija lui, lăsați la rece. Oricum e mai bun în rece. Aici fac o paralelă cu borșul de lobodă, dar sigur, aparent n-are nicio legătură, dar e la fel de bun rece. Bonjurica, bonjurica și bun găsit la farfuria lui Exarhu, adică a mea. Astăzi ne ocupăm de un desert care făcea ravagii în perioada interbelică, la fel cum făcea și cuvântul ciocolată, care mie îmi place foarte tare, știu de la bunica mea. Și bunica mea făcea această cremă de ciocolată la păhăruț, care se ținea la rece și era foarte bună după câteva ore. Așa că rămâneți cu mine ca să aflați cum se face și cum se lucrează cu adevărata ciocolată. Înainte să fierbem lapte, avem grijă să clătim vasul și mai lăsăm un pic de apă pe pereți, ca să nu se prindă. Turnăm lapte, dar nu orice fel de lapte, lapte bio, de filieră Auchan. Asta înseamnă că este un lapte care e controlat de la sursă până la raft. La fel ca și ciocolata asta, care e certificată, de asemenea, e tot filieră Auchan. Țăranii de acolo iubesc ciocolata, au grijă de ea, uite, așa se poartă cu ea, deci e foarte bună și ea. Turnăm laptele. O să punem și ciocolata, că oricum trebuie topită și... Na, e ciocolată, nu simte nimic. Aici avem un pic de cardamom. E ceva ce eu iubesc foarte tare. O să-i dai acel parfum subtil care face să îți dai părul pe spate. Nu e cazul meu, desigur, dar vine și vremea mea. Avem o compoziție omogenă. Integrăm smântâna pentru frișcă. Vei doar să o adăugăm puțin câte puțin. Compoziția s-a și răcit, pentru că smântâna de frișcă era deja rece. Mai avem puțină răbdare și o lăsăm să se odihnească, dar între timp ne ocupăm de gălbenușuri, pe care trebuie să le frecăm cu răbdare și cu grijă, cu zahărul pudră, cum ar spune Nicu Alifantis. Trei gălbenușuri și câte un pic de zahăr. Din nou, voi decideți cât zahăr vreți să puneți în rețeta asta. După părerea mea, nu e nevoie de mai mult, pentru că recomandarea mea e să aveți o ciocolată de 60, maximum 70% concentrație de cacao. Bineînțeles, dacă voi vreți neapărat, puteți să adăugați și alte arome, puteți să folosiți și esențe, dacă vi se pare necesar. Mie îmi place să simt gustul de ciocolată și asta este și farmecul acestui desert. Important este să folosiți o ciocolată de calitate. Puțin câte puțin, turnăm crema de ciocolată cu lapte și cu smântânică peste gălbenuș. Am obținut crema minune, o turnăm și gata, lăsăm vrăjeala. Acum stă la rece și ne întoarcem la ea peste o oră aproximativ. Am pregătit tava, am înțepat hârtia, acolo avem apă la fiert. Și începem să turnăm, ca să nu mai mișcăm, să nu se mânjească, să nu se clatine și așa mai departe, începem să turnăm în pahare. Peste ele ar fi bine să punem nițică folie ca să nu facă ciocolata o crustă deasupra. Acum crema este protejată de radiațiile 5G și de toți cei care încearcă să ne facă rău și să ne facă o crustă deasupra. În orice caz avem apa la fiert, trebuie să turnăm apă, dar cel mai bine ar fi să facem asta direct în cuptor, astfel încât să nu facem așa cu oala pe drum. Turnăm cam la jumătate din înălțimea paharului, da? Nu toată ciocolata trebuie să stea în apă. Mă duc cu tava în cuptor și o să revin după apă, deci vă uitați la desene animate cât lipsesc. Ciocolata este un cuvânt foarte drag. Mi-aduce aminte de bunica mea, care făcea cremă de ciocolată. Eu i-am pus și niște frișcă și ea făcea la fel, dar asta nu e o problemă. Ea nu făcea, în schimb, madlene cu lămâie și cu miere cu lavandă. Așa că eu zic că astea două fac o pereche perfectă. Le găsiți pe amândouă pe canalul Auchan de pe YouTube, unde găsiți și farfuria lui Exarhu și foarte bine faceți. Poftă bună! Mulți dintre voi m-au întrebat cum să facă să afle primii că s-au publicat rețetele mele extraordinare. În primul rând, e foarte simplu, subscribe la canalul de YouTube Auchan. În al doilea rând, și cu mâna cealaltă, click pe clopoțel ca să aflați primii că s-au publicat rețetele. Și în al treilea rând, dați și un like, că nu dați la străini, dați la Auchan.